Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dragi părinți, fiți credincioși, prăznuim astăzi pe, așa cum ne se spune Sfânta Scriptură, pe cel mai mare născut din femei, pe Sfântul Proroc și înainte Mergătorul și Botezătorul Ioan. El este ultimul proroc în Legea Veche și unul dintre primii sfinți, primul ucenic din Legea Nouă. Știm din Sfânta Scriptură că Sfântul Ioan Botezătorul din copilăria lui a trăit doar în pustie, s-a hrănit cu miere sălbatică, a trăit în mare asceză, nu avea nicio bogăție pământească, îi învăța pe poporul de atunci că se apropie cel care a fost făgăduit poporul Israel, Mântuitorul poporului Israel și a toate a tuturor popoarelor. El a botezat pe Mântuitorul și a arătat că acesta este Mielul Dumnezeu care va să vină să mântuiască neamul omenesc. Fiind iubit de tot poporul și știut de toți ca proroc, totuși a ajuns timpul și ceasul când el pe drept și pentru dreptate să fie întemnițat, să fie pus în închisoare de către regele Irod de atunci, pentru că el, fiind căsătorit cu fiica împăratului Arabiei, totuși a lăsat soția și și-a luat altă soție pe Irodiada, soția fratelui său Filip, fiind o nelegiuire mare și pentru atunci și pentru totdeauna. Sfântul Ioan Botezătorul îi zicea pe față că nu este permis așa ceva. Nu este bine și este mare păcat. Și el, nerăbdând să fie mustrat, rece fiind și îndemnat și de Irodiada, care îl îndemna să-l pedepsească cu moartea, Irod, regele, totuși știa că Sfântul Ioan Botezătorul este un proroc și el însuși de multe ori îl asculta și de multe ori împlinea ceea ce îi se zicea. Și la îndemnul Irodiadei n-a ascultat-o, nu a fost de acord să-l pedepsească cu moartea, ci doar l-a întemnițat. Dar fiind un prilej bun la ziua lui de naștere, când toți prăznuind și jucând fiica Irodiadei și plăcând mult împăratului și tuturor celor ce erau acolo, împăratul îi păgăduiește că îi va împlini orice cerere, orice îi va cere până la jumătate de împărăție. Și ea, fiind îndemnată de Maica sa, îi cere capul lui Ioan Botezătorul pe tipsie. Știm că împăratul Irod, chiar dacă îl cinstea și îl socotea ca proroc, dar pentru făgăduința lui că va împlini tot ce va fi cerut, a îndeplinit această cerere și a trimis călăul în temniță să-i tăie capul și să-l aducă. Vedem cât de mare răutate poate să facă patimile din om. Știm că Irod îl știa ca proroc și îl cinstea, dar totuși patimile din el l-au adus ca să-l pedepsească cu moartea. Pe un proroc și pe un om drept înaintea lui Dumnezeu, pe care el singur îl cinstea, și l-a ascultat de multe ori.
vedem că patimile care sălășluiesc în inima noastră, dacă nu sunt dezrădăcinate la timp, ele se înmulțesc, adună alte patimi și răutăți în jurul lor și inima noastră se face un cuib de năpârci și nu ne mai permite ca noi să vedem adevărul, nu ne mai permite ca noi să recunoaștem dreptatea lui Dumnezeu, nu ne permite când Dumnezeu, prin cineva din apropiații noștri, ne trimite o îndreptare și o mustrare. Dumnezeu, care ne iubește pe noi pe toți și dorește mântuirea noastră a tuturora, totdeauna ne pune la îndemână un prilej de îndreptare. Ne trimite pe cineva care să ne învețe, să ne îndrepte și să ne arate greșeala în care suntem. Dar acum, fiind omul liber, el ascultă de cel trimis sau găsește multe îndreptățiri că el nu este dator să asculte. Se găsește multe îndreptățiri ca să arate pentru el însuși că ceea ce face este bine și nu este atât de rău. Și vedem la ce mare răutate ajunge cuibărirea patimilor din noi. Cum atunci a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul și mai târziu el lipsit de harul lui Dumnezeu prin așa fapte murdare și urâte, a ajuns să-L judece pe însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Știm din Sfânta Scriptură că El, ostașii Lui, L-a bătjocorit mult pe Mântuitorul, L-a judecat, L-a îmbrăcat cu o purpură și L-a trimis la Pilat mai departe să-L judece și să-L bătjocorească și să-L osândească la moarte. Vedem că patimile de noi și greșelile noastre pe care noi nu le îndreptăm, ele și alte multe răutăți în noi. Vedem că Irod, osândind pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl știa drept, mai târziu, când a avut prilejul să-l judece și să-l îndreptățească pe Mântuitorul, știind foarte bine că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, atunci în viață fiind, a făcut atât de multe minuni pe care nimeni altul nu le-a făcut și neavând nicio greșeală omenească, totuși l-a osândit și pe el. Și vedem că în viața lui a urmat numai decât și de grabă și osânda pentru aceste fapte. Știm că în scurt timp, tatăl primului soție, împăratul Arabiei, s-a pornit cu război mare împotriva lui pentru răzbunarea fiicei și a fost dobărâtă oastea lui și cezarul Romei pentru aceasta l-a izgonit de la împărăție, a fost surghiunit în mai multe locuri și mai târziu a ajuns în Spania, unde și-a terminat viața lui în mare necinste și prigoană. Fiica Irodiadei, știm din Sfânta Tradiție că într-o iarnă, când se treacă un râu, s-a spart gheața și ea s-a fundat în apă până la gât și mișcându-se gheața i-a tăiat capul. Tot așa a pierit și Irod și Irodiada în mare necinste și în mare chinuri. Deci să știm cu toții că viața noastră, care este plină de patimi și de fapte rele, dar dacă noi nu îndreptăm aici pe pământ și Dumnezeu ne pune la îndemână multe învățături ca noi să ne îndreptăm aici,
vine numai decât o sânta și fericiți sunt cei care primesc o sântă aici și își pot îndrepta viața lor. Dar mai rău când o sânta noastră vine doar în cer, când noi suntem atât de pătimași și de murdari încât Dumnezeu nu mai are nimica cu noi și ne lasă așa în mărciri la păcatelor noastre. De aceea să fim cu luarea minte la orice învățătură și îndreptare pe care Dumnezeu ne-o trimite prin apropiații noștri, prin părinții noștri, prin preoți, prin scripturi, prin citirea Sfintelor Cărți. Să nu fim plini de mândrie ca și Irod, care nu i-a permis să vadă greșeala lui. Sfântul Ioan Botezătorul, mustrându-l, i-a dat un prilej să îndrepte viața lui. Dar mândria din om, de cele mai multe ori, nu îi permite să recunoască că el nu este bun. Chiar de multe ori noi când vedem că nu facem bine, mândria noastră nu ne permite să recunoaștem, nu ne permite să călcăm un cuvânt zis greșit în fața oamenilor, în fața prietenilor noastre, prietenilor noștri. Noi dacă am zis așa, chiar dacă vedem că greșit am zis, așa mergem din mândria noastră și așa ducem la pierire de nefericire și sufletul nostru și de multe ori îi smintim și pe cei din jurul nostru. De aceea să punem această pildă nefericită acestui rege Irod și să știm că nerecunoașterea greșelilor noastre duce și ne duce din rău în mai rău și înmulțește patimile și faptele noastre cele rele și ne duce la pierirea noastră și doar urmând pilda Sfântului Ioan Botezătorul, care nu s-a temut niciodată să zică adevărul, nu a tăgăduit niciodată sub orice primejdie l-ar fi păscut, pe Dumnezeu nu putem să-L trădăm niciodată, pentru că nu este un preț mai mare. De aceea să fim cu luarea minte la viața noastră și la învățăturile pe care le primim de la Dumnezeu prin apropiații sau învățătorii noștri și așa să urmăm spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin.